Brânzoi poartă chiloții călcați? Da, mă! Păi, nu păi, cred! Dacă zic, păi dacă nu sunt călcați... Nu cred așa ceva! Îl deranjează la bijuterii. Se roșește și îi dă și mâncărimi. Doamne, proasta aia de măsa l-a învățat așa de mic. Că aia calcă orice, mă. Și prosoapele le calc. Dacă... Călcă prosoapele? Dacă zic. Păi da, ea cică zicea că Brânzoi are pielea albă și sensibilă, ca alu alba ca zăpada. Albă ca zăpada. Da, mă, și că dacă nu sunt prosoapele călcate, da, se zgârie în ele. Doamne, că e așa la linta de mic, alba ca zăpada. Doamne, așa ceva, n-am mai auzit. Aulea, Doamne, așa. Noroc. Deci vă spun, fetelor, și ea îi zicea alba ca zăpada că ea a vrut să fie fată, mă. Și dacă n-a fost să fie fată, așa îi zicea lui. Și îi schimba de 3 ori pe zi. Ce? Chiloții? Da. Chiloții. Că Brânzoi la capitolul ăsta, vă zic, fetelor, e mai coche ca o femeie. Că i-a și zis, bă, dacă alba ca zăpada ar schimba chiloții așa de des ca tine, ar muri piticii de foame că n-ar mai avea timp să le gătească. Hai că... Mă, da, nu-mi pune și mie nimeni un lichior așa? Da. Păi hai! Hai, dragă! Mm. Mersi! Hai, noroc! Hai! Asta să trăim! Să-mi pun și eu! Hai, noroc! Hai! Mă, pe mine, Firicel, mă deranjează cel mai tare că mă comentează. Da. Mă vede că fac treabă prin casă, de exemplu, mă vede că dau cu mătura. Și începem. Fă! Ia vezi că a rămas niște dâră de praf în urma ta. Mai eu sunt. Da, mă? Păi și dacă le vezi, de ce nu le iei tu? De ce, fă, eu dau cu mătura, tu dai. Și dacă tu dai, măcar să dai bine. Fii atent. Mă apuc să fac o tocăniță. Apare regele. Ce faci, fă? Ai prăjit ceapă? Da. Păi de ce? Că fac mâncare. Mirosul tău de ceapă? Păi și cum vrei, mă, să prăjesc ceapa și să nu miroase? Nu știu, nu mă interesează. Descurcă-te, dar mie nu-mi băga acum mirosul de-asta pe somnaș, când vreau să dorm, că mă ia pofta și în loc să dorm, mă apucă foamea. Și în loc să mănânc, mănânc și-mi dispare somnul! Doamne, mă, dar tu gătești noaptea? Păi ce, vă, Firicel doarme numai noaptea? Doamne, unde n-ar da bunul Dumnezeu? Păi la prânz așa l-a pucă. Da, își găsește ceva de lucru dimineața, bate maxim 2 cuie și după aia zice că a obosit. Gata, stă să se odihnească. Hai, sărac. Păi s-a apucat să repară urucile la gardul din spate, a luat ciocanul, l-a învârtit, l-a răsucit și după 2 ore ce credeți că l-a reparat? Păi l-a reparat atât de bine că acum e făcut tot surcele și tot el cu gură mare. Fă, cu să zici mersi că uite avem și lemne pentru foc. Da. Păi dacă am văzut că n-am cu cine să fac treabă, m-am apucat singură și am rezolvat singură gardul. 3 ore mi-a luat aspirină. 3 ore și-am terminat tot gardul. Cât e curtea aia de lat? Bravo, mă! Mamă, fii atent, când am venit acasă Firicel, a dat în clocot. Păi ce faci, fă, aici? Ce-i cu gardul ăsta aici? Păi ce-ai vrut tu să demonstrezi? Păi de ce te apuci tu, fă, să faci treabă de bărbat la noi în curte? Că nu faci tu, mă, Firicele, da, că nu faci tu. Păi și dacă nu fac, ce? Nu fac, că nu vreau. Păi de ce nu vrei, mă? De ce nu vrei? De-aia, de care, mă, de-aia? Uite, dar n-ai vina! Dă imediat gardul jos! Ce, mă, te-a pus să dai gardul jos? Da! Doamne, și l-ai dat? Mă, prima dată n-am vrut. Dar după ce mi-a dat o palmă, din 3 mișcări era gardul jos. Păi tu știi ce greu e să faci treabă când ai un țiuit în cap? Că mi-a dat tot așa după urechi. Vai, da, 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 și ca să se răzbune, l-a pus și pe ăla de pe foc. Hai să trăim. Doamne, Doamne. Cascadori râsule. Uite, uite, asta e fericită că nu altoiești de niciunul. Bună, fetelor. Aspirina mai e aici, are din aia de epilat care mi-ai dat data trecută? De care? De aia cu granulele de trandafiri? Da. Da, mai am. Hai, mă, stai și tu cu noi, că uite, sunt în formă, fetele. Hai, bei un lichior? Beau. Azi?
Și eu asta e fericită, vă, că nu altoiește niciun. Hai să vedem. Da, am început mai devreme. Bună și Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.